În mormântarea lui Marian Ivan au participat peste 4.000 de persoane. Cortegiul a străbătut 10 km și a trecut prin cele mai aglomerate zone din oraș. Slujba a fost oficiată de către pastorul Bisericii Baptiste Gălățene Sfânta Treime. La înmormântare au putut fi observate foarte multe mașini de lux, înmatriculate în diferite județe ale țării, dar și din Spania și Italia. Marian Ivan a fost ucis în plină stradă cu mai multe lovituri de cuțit de către doi indivizi în noaptea de duminică spre luni. Cei doi suspecți au fost ridicați de poliție.